Silviu Lung a vorbit astăzi pentru prima dată după accidentul pe care l-a provocat și care a luat viața unui bărbat. De pe patul de spital, fostul mare portar al Naționalei spune că regretă enorm. El va fi externat astăzi. Pentru familia bărbatului mort care s-a stins în fața celor doi copii ai lui, sunt zile negre acum. Se pregătesc de înmormântare. Asta nu vă dați seama cât de rău îmi pare că am murit un om. Indiferent cine era. Puteam să mor și eu la fel de bine. Eu am avut mai multă șansă. Îmi pare rău. Bine era să nu se fi întâmplat. Întins pe patul de spital, fostul portar al Naționalei abia poate vorbi. Într-o clipă nefastă a ucis un om, tatăl a doi adolescenți, chiar sub ochii lor. Ați vorbit cu familia, am înțeles că vă veți ocupa de mormântare. Da. Nu mă mut și eu, doar că eram față în față cu mașina, am tras de dreapta de volan și am ciocnit. Nu știu ales ce s-a întâmplat înainte, după chiar. Pe drumul european care leagă Craiova de Calafat, mașina condusă de Silviu Lung a intrat aseară pe contrasens. Viteza, carosabilul umed și ceața ca o pătură albă ar fi dus la tragedie. Mă bucur că am înțeles că fata este mai bine. Și băiatul? Băiatul este ok, că eram amândoi în ambulanță, fata este mai bine. Asta este. Eu n-am putut să mă duc, a vorbit. Băiatul meu, lui familia Fontrădăs, și i-am spus că să accepte să ne ocupăm de mormânt. Nici eu nu credeam vreodată că voi trece prin așa ceva. În familia victimei, durerea este cumplită. Se pare că bărbatul și-ar fi presimțit moartea, o spune printre lacrimi soția lui. Mi-a spus, ai grijă că e ceață și că stai liniștită, tu nu știi cum merg eu, dar să nu vină altul, de ce să dea noi? Soțul ei s-a stins pe loc. Fiul și fica lor, deși răniți, dar și Silviu Lung au avut zile. Silviu Lung este în stare bună, va fi externat astăzi, nu are decât o plagă frontală. Fata este la reanimare în comă indusă, are un hematom pe partea stângă a creierului și va trebui operată. Deocamdată e mai bine. Silviu Lung a făcut parte din fenomenul Craiova Maxima, iar mai apoi a fost omul de bază al Stelei. Silviu Lung va fi acuzat de ucidere din culpă. Colega mea, Loredana Chimoiu, este în fața Spitalului de Urgență din Craiova, acolo unde sunt Silviu Lung, dar și cei doi adolescenți, copiii bărbatului mort în accident. Bună ziua, te ascultăm, Loredana! Așa este, în cursul dimineții de astăzi, medicii hotărâseră să-l externeze pe Silviu Lung, însă ulterior am primit din partea conducerii spitalului o altă declarație. Ni s-a spus că decizia a fost schimbată. Silviu Lung are o stare generală bună, însă este dărâmat psihic și tocmai de aceea medicii au hotărât să-l mai țină până mâine dimineață internat în spital să-l supravegheze. Ceilalți doi copii continuă să rămână și ei internați în spital. Băiatul este la chirurgie toracică. Starea lui generală este bună. Cel mai probabil în maxim 2 zile va fi externat. Adolescenta însă de 17 ani rămâne în continuare în comă indusă, dar spuneau ceva mai devreme doctorii că starea sa generală este mai bună și speră ca mâine să poată să o opereze. Loredana, îți mulțumim pentru informații.